CS Universitatea va avea o confruntare dificilă peste 2 zile la Craiova cu Petrolul Ploiești. Antrenorul oltenilor Ionel Gane spune că trebuie să ne așteptăm la un meci de luptă cu lupii galbeni, în care albaștrii trebuie să profite de orice șansă de gol care li se va ivi. Tehnicianul are și mici probleme de lot. Cu siguranță că va fi un meci dificil, va fi un meci de luptă, un meci greu. În schimb, îmi doresc foarte mult ca la acest meci să avem o organizare foarte bună a jocului, o determinare foarte bună. Și totodată să fim pragmatici atunci când avem ocazii de a da gol, pentru că Petrolul nu-ți oferă foarte multe ocazii, iar atunci când le ai trebuie să le fructificăm. În ceea ce privește lotul, în continuare Mateiu este indisponibil, iar Pleșan acuză unele dureri musculare și sper să fie refăcut până la ora jocului. Unul dintre componenții echipei craiovene, Sebastian Achim, a jucat în trecut la Petrolul, iar acum vrea să-și învingă fosta echipă. Știu calitățile lor, au o componență mult jucător de valoare, însă noi, dacă suntem atenți și concentrați, eu zic că putem câștiga acest meci. Ne așteaptă un meci, cum am spus, greu, însă pe noi ne interesează mai mult jocul nostru. Trebuie să fim foarte, foarte atenți la orice mișcare a lor. Au jucători cu experiență, Mutu, Tamuz și mulți alții. Felix Grigore, numit recent în funcția de manager general al clubului, a afirmat că nu s-a pus niciodată problema schimbării lui Gane. Nu s-a absolut niciun moment problema schimbării lui Geri Gane. Am mai spus-o de câteva ori până acum, o să repet de data asta. Părerea mea este că un antrenor, ca să poți judeca dacă face lucrurile bune sau rele, trebuie o perioadă de minim 6 luni sau un tur, eventual un retur. După câteva etape, nu cred că poți judeca un antrenor, mai ales în situația noastră în care, știți foarte bine, am avut 15 transferuri. Partida dintre CS Universitatea Craiova și Petrolul se va juca duminică de la ora 21 pe Arena Ion Oblemenco. Sportivi din întreaga lume, cântăreți, actori, dar și oameni de afaceri s-au alăturat în ultimele zile unei cauze nobile lansate de www.alsa.org și intitulată ALS Ice Bucket Challenge, care se desfășoară în fiecare an pentru strângerea de fonduri destinate cercetării afecțiunilor cerebrale. Și câțiva sportivi craioveni și-au turnat apă cu gheață în cap la rândul lor, nominalizând alte persoane. Astăzi la prânz, mascota sălii polivalente din Bănie, leul Simba, a răspuns provocării lansate de luptătorul de K1, Cătălin Oprea, iar doi prietenii l-au ajutat, turnându-i 2 găleți cu apă și gheață în cap, spre amuzamentul celor din jur. 1, 2, 3, 5! Simba a lansat și el provocări pentru 4 antrenori de la echipele craiovene. Am răspuns provocării lui Ionuț Oprea, care la rândul meu provoc pe domnul Mandici de la basket, domnul antrenor, pe domnul Pascu și pe domnul Toma. Nu în ultimul rând pe domnul Ionel Gane, domnul antrenor al echipei de fotbal CSU Craiova, care să sperăm să fie un duș rece pentru el și să ne reveni cât mai curând. Campania în care oamenii își pun o găleată cu gheață în cap a strâns până acum peste 22 de milioane de dolari pentru pacienții care suferă de scleroză amiotrofică laterală.